Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat în timpul unei conferințe de presă după o întâlnire între miniștrii apărării din statele aliate că Alianța Nord-Atlantică va oferi Ucrainei sute de sisteme de bruiaj pentru drone care vor face inutile dronele rusești și iraniene. Furnizăm de asemenea combustibil, îmbrăcăminte de iarnă și provizii medicale ca partea pachetului corespunzător de asistență al NATO, a mai spus Stoltenberg. Totodată, secretarul general al NATO a mai declarat că circunstanțele în care NATO ar putea folosi armele nucleare sunt extrem de îndepărtate. El a ținut să precizeze explicit că acest scenariu se aplică numai în cazul în care Federația Rusă ar ataca Ucraina cu arme nucleare. Fiind atacarea unui aliat NATO, ar declanșa automat articolul 5 din Tratatul Alianței. Nu spunem exact modul în care vom răspunde, dar acest lucru va schimba în mod fundamental natura conflictului. Înseamnă că a fost depășită o linie foarte importantă, a mai spus el. Șeful NATO a reiterat că utilizarea oricăror arme nucleare de către Rusia va atrage consecințe severe pentru Moscova. Scopul fundamental al descurajării nucleare a NATO este de a menține pacea, de a descuraja agresiune și de a preveni coerciția împotriva aliaților NATO.